A luat semi-preparate, cred că da. Cred că le poate încălzi, da. Eu zic că a gătit, dar nu ea. Altcineva. Eu zic că a gătit, dar nu ea, dar ne va servi bine. Am pregătit tot, am lăsat pe masă, avem aperitivul, avem băutura pe masă pusă, plăcinta este scoasă, puiul este la cuptor. Acum trebuie să mă pregătesc și eu, nu că am pregătit mâncarea, trebuie să pregătesc, nu pot să primesc pe oaspeții mei cu ăștia picioare. Indiferent ce ne, cum va găti, cum va așeza paharele, dacă va fi mâncarea caldă, rece, dacă ne va prii a doua zi, ne vom simți bine sau nu după ce ne-a gătit, în mod sigur, această calitate a ei, care se degaje, repet, se exteriorizează prin ceea ce face la televizor. Cred că așa este ea și în viață, pentru că trebuie să recunoaștem că foarte multă lume apare la televizor într-un fel, dar de fapt în viață e cu totul opus. La ea nu cred că e cazul. Păr, nu am mai avut timp să mai mă aranjez, rearanjez, dar importantă e și mâncarea până la urmă, că gazda o fi drăguță și politicoasă și primitoare, dar și mâncarea e importantă. Sunt convins că ne vei primi ok, sunt convins că vei fi o gazdă cu totul specială, nici noi nu te vom dezamăgi, sunt convins că vom râde, că poate vom dansa, ne vom distra și va fi o a doua seară perfectă între noi 5 artiști și 5 prieteni. Vai, ce fată drăguță! Să faceți mai multe voci! Ce bebeluce frumoasă! Da, bine ați venit la mine acasă! Cred că nu am avut niciodată în viața mea atâția musafiri la masă, nu? Să vezi după. Așa gălăgioși ca noi. Mulțumim, prieteni, bine te-am găsit, bine te-am găsit. Bine ați venit. La mulți ani, musete. Miroase. Mi-a plăcut foarte mult cum a aranjat masa și în general casa ei, poate n-ați filmat în jur, dar e așa, o căsuță frumoasă și tipic unei femei sensibile. Dar ce e? Șampon? Nu, v-am pregătit. Nu? Asta e șampon? V-am pregătit un suc natural, pentru că este foarte important și foarte bine să bem sucuri naturale seara. Și pe tot parcursul zilei. Și pe tot parcursul vieții. Și pe tot parcursul vieții, da. Să știi că acest fresh de fructe este foarte bine servit înainte de masă, pentru că pune în mișcare sucurile gastrice. Bravo! Ce să folosiți aceste furculițe? Eu nu văd că de ceva. Pentru ce sunt? pentru acest platou aperitiv. Puteți să vă serviți sau vreți să vă... Na, teoretic trebuie să mă ridic să vă pun eu. Sau hai să mai stăm puțin să mai vorbim. Ce ați mai făcut în ultimul timp? Hai să ne relaxăm. Hai să-ți povestim. Aseară am fost la Costin la masă. Vin, vrea cineva să bea vin? Eu nu beau așa ceva, nu-mi place. Vin? Altceva. Având în vedere că ieri am făcut fițe, mă așteptam la chestia asta. Așa, eu mă așez aici pe după bar și o să te întreb de aici ce vrei. O șampanie, un vin roșu, gin? Nu. De șampanie nu vrei? Nu, oara, dacă nu vrea nimic să se ce vrei. Uite aici. Nu știu ce băuturi, că nu dăm nume. De la Santorini sau unde există el? Din Ibița, este chiar din Ibița, nu se găsește în altă parte. Știi ce gust are? Și miros. E un fel de lichior. De plombă. De plomb. De stomatul, dar e cu mie. Puteam să vă aduc mie. Puteam să vă aduc și altul lucru. Da, mă, emoționată. Paharele astea sunt superbe. Îmi plac foarte mult. Eu și eu m-am îmbrăcat frumos în seara asta să vă primesc. Mulțumesc, mulțumesc. Suntem cârcotași, mă. Da. Să fii cârcotaș, că poate... Știi cum, pe teritoriul meu parcă nu mai sunt așa cârcotaș. Știi ceva? E o gazdă bună, de adevăratele. Felicitări, domnișoare, bravo. Dar Oana, spune-ne adevărul, unde le-ai comandat asta? Nu, mă, nu o să putem, nu. Cuptor. 8-9-9, 6-3-9. Parcă ai fost la un restaurant și am văzut exact de un cupar. Arată foarte bine. De ce erai să? Românii, ce să mai... Dar bună! Stai că noi facem... Stai liniștită, că ți-am zis că eu sunt locul 5. Cătălin, v-am lăsat sarea, piper, ulei, oțet aici pe masă ca să, nu știu, fiecare mănâncă mai mult oțet, mai multă sare, fiecare după gust. Eu nu mănânc foarte multă sare, de exemplu. Foarte bun, mă. Nu e sănătos. A fost tot timpul așa grijulie să nu cumva să uite ceva, cu toate că sunt sigură că domnul bucătar o să găsească acolo ceva. Știi ceva? Arată bine prepatul de bază, puiul cu ciuperci și cu morcovi servite în farfurie. Chiar foarte bine.
Bravo, bravo! Nu știu că îmi place și mie! Da. Mm-hmm. Nu știu cum să vă zic, că îmi place. Mă dovezi acum acolo, pe Oana gătește seară de seară, începe să-i placă. Să știți că o să-mi intru în mână. Deja ieri că nu poți să gătești. Prima zi din viața a fost trecută. Trebuia să vă spun asta? Nu începutul e greu. Poate va fi criticată că a lăsat platoul pe masă de aperitiv, dar foarte bine că l-a lăsat, pentru că eu am găsit ceva cu care să amestec puiul și să-mi placă gustul. Mie îmi place foarte mult brânza. Eu nu mănânc, nu prea mănânc ciuperci și atunci am mâncat una, dar nu mă omor. Nu pot să-mi dau seama cât de bine au fost gătite, că nu prea mănânc așa. Nici nu sunt împotrivă, dar nu sunt. Și carnea aceea de pui, nu știu ce-o fi pus pe ea sau... Pun ea pe lângă ea, că avea un gust cu totul special. O lămâie jumate cred că am pus peste. N-am pus vin, că am zis că o să bem, poate nu o să bem vin, poate o să vreți altceva. Și uite că nu m-am înșelat. Chiar mă bucur că beți ciupită de ierbas. Chiar mă bucur că vă place. Ai stai niște vin? Mie îmi plac mult paharele. Al? Da. Desfăcătorul. Și anume? Și apă minerală? Apă plată? S-ar putea să am și apă minerală, nu știu sigur, stai să mă duc să verific. Nu mai spune ce ai. Și cumpără. Am glumit. Băi, tare pretențios, Costin. Da, mă, ce valbițuroază, mă. Deci desfăcătorul l-a făcut acum. Tot timpul ne întreba ce dorim, s-a dus să ne servească, să... Costin chiar a stresat-o, tot i-a zis, hai, vreau aia, eu cred că îl trimiteam singur să se ducă să-și ia. A fost foarte drăguță, s-a pregătit, se vede că s-a pregătit. Una din bucuriile mele și din plăcerile mele au fost mesele festive și petrecerile. Și iată că în această săptămână am parte de 5 asemenea festine culinare și distractive, nu în ultima instanță. Nu am avut ce superbe, n-am mâncat decât una, dar foarte bun. Bine, n-am avut decât două, e adevărat. Mie îmi place, nu știu ce am simțit voi, eu... Și mie îmi place. Mâncarea îi place și Oanei. Asta e bună. Cu mâncarea mai comentați, dar să văd cum comentați la dans mai târziu. Aha. La dans? Acolo. Ce dans? Salsa, facem niște salsa mai târziu. Știi salsa? Noi cu cine? Acicaia cum se gătește? Tu cred că știi cu cine? Da, la... Că v-ați împrietenit în mașină, ați v-a făcut pași în mașină. Dar cred că trebuie să ne arăți. Când ești pe mâna mea. Și voi pentru că faceți, sunteți din aceeași branșă. Ești pe mâna mea, ține. Nu știi cum dansezi salsa. Să vezi de galbă în picioare. Eu cu salsa m-am lansat. Da? Și cum am început să cânt. Hai, doamne. Fost piesa de rezistență. Vor dansa salsa. Salsa în spaniolă înseamnă sos. Adică vor dansa un fel de sos. Tot bucătărie. Opa, s-au schimbat șervețelele, deci vine ceva... Și vă plac șervețelele? Ce aveți la desert? Cu olivă? Poftim? Super! Dai colivă! O să... Nu este colivă, este chiar... Colivă! Este plăcintă de mere. Asta îmi place cel mai mult, mulțumesc! Plăcintă de mere cu ierburi de care vă plac ție, vă plac vouă. Vai, nu doar ție îți place. Dar ție ți-ai pus mai puțin, ești la dietă. Da. Te-ai băgat pe noi în briză și cu înghețată și cu caramel deasupra. Și eu mi-am pus, dar mi-am pus mai puțin. Foarte frumos aranjată plăcintă cu mere. Îmi place. Și decorată cu zahăr pudră, cu frunze de mentă. Frumos. Bravo. Bravo. Cum ai făcut prăjitura asta, Oana? La cuptor. Bine, am cumpărat două blaturi, foarte simplu, foarte simplu. Foietaj da, deci de... La mijloc este un blat, ați înțeles, da? Nu, dar e foarte bun. Nu, blatul e jos și sus. E jos și mai sus, mai vine că... De obicei e la mijloc blatul, nu, Ana, dar... Vrei, am două lingurițe. Da, și eu vreau două ori. Mănânce și așa. Da, asta trebuie să o ascund. Înseamnă că mai trebuie să vină cineva. Bucătarul cred că trebuie să vină. M-a uimit cu prăjitura. Foarte bună. Crede-mă, eu cred că nici nu știu dacă cineva care gătește tot timpul este așa de bună prăjitura. A fost super bună. Patru prăjituri am mâncat. Faptul că a lăsat nuca întreagă, faptul că n-a ținut-o foarte mult la cuptor, a ținut-o exact cât trebuie la cuptor. A fost foarte bună ca dovadă că toată lumea, practic, plăcinta a dispărut în câteva minute. Nu mai are nimic pe tavă. Foarte mult. Și are și zahăr exact cât trebuie. Foarte și ce-mi dau seama că în spate toată echipa tehnică mănâncă din plăcinta mea. Nu știu dacă voi mâncați, dar cu siguranță toată echipa tehnică mănâncă. Și producția.
dacă e bună sau nu de măritat Oana, eu zic că e foarte bună de măritat. În seara asta la Oana a fost minunat. Am mâncat prea mult. Prea mult. 4 prăjituri și înghețată. A fost foarte bun, mult mai bun decât la Costin. Dar, în schimb, cred că Oana a avut ajutoare. Da. Costin a muncit singur. Dacă e adevărat că ea a gătit pentru prima oară, gătește extraordinar. Adică, așa cum dansează, așa și gătește. S-a descurcat, a gătit ca și mine pentru prima oară. I-a ieșit totul ok, inclusiv plăcinta. Eu am mâncat foarte puțină pentru că eu nu mănânc nucă. Și am scos nuca din plăcintă și am mâncat resturile de la o feliuță de plăcintă. Dar era foarte bună. Nu înseamnă că a greșit ea, că a făcut plăcintă cu nucă. Nu mănânc eu nucă. Ta-da! Și acum o să înceapă ora de dans. Vreau ce scrie pe spate. Ce faceți? Ați îngurgitat tot? Tot? Ați mâncat tot? Da. Știți ce vă așteaptă acum? În sfârșit, Oana va face ce știe cel mai bine. Ne va dansa. Și ne sprijinim pe piciorul din față și cel din spate. E ca un balans de corp. Unul față, unul spate. Exact. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Doi pași în față, din mai cu talent, așa. 2, 3, 4, 5. Acum facem, învățăm pasul de bază. Acum să facem pe pereche același lucru. Bravo! Am fost în seara asta într-o căsuță cochetă, frumoasă, și ne-am simțit foarte bine și finalul a fost extraordinar. Mi-a plăcut totul, să nu vă așteptați de la mine ca vreodată să-mi critic vreun coleg sau vreo colegă din showbiz sau din teatru, din televiziune, pentru că n-am să fac. 1, 2, 3, 4. Stângul dreptul, stângul dreptul. Ăla, puțin mai repede. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Facem doi pași. Acum învățăm și pirueta. Învățăm și pirueta. Fata se rotește ușor pe sub brațul drept și pe sub brațul stâng, ușor. Interesant și a fost foarte haios pentru noi și să dansăm și să ne uităm la ea cum dansează și a fost bine. Na, nu știu eu să mă coordonez 1, 2, 3, mai ales că avea și fusița asta scurtă și noi bărbații am reușit destul de greu să ne concentrăm. E, dacă dansează la voi de 1000 de ani, cum dansează? Dansează foarte bine și arată foarte bine. Stâng, stâng, drept, drept, stâng, stâng, drept. 1, 2, 3. Here we go! Puțin mai repede! Și 1, 2, 3. Nota mea pentru Oana în seara aceasta, nu pot să-i dau o altă notă decât 10. Mi-a plăcut sensibilitatea ei, mi-a plăcut cum aranja masa și faptul, îi dau nota 10 pentru faptul că m-a făcut să mănânc piept de pui, care nu sunt fan. Mi-a plăcut foarte mult tot ce am mâncat, deci aș fi putut să-i dau lejer 10, dar pentru, luând în considerare că a fost puțin ajutată, m-am gândit ca să-i dau 9. Îi dau 10, Oana. Da, mie mi-a plăcut Oana foarte mult, mai ales prin atitudinea ei, prin pozitivismul ei, prin energia pe care o degajă, prin faptul că de 2 zile de când ne-am întâlnit n-am văzut-o încruntându-se niciodată. 10, bineînțeles. La mine toți colegii vor avea, chiar dacă vor găti mai prost, ceea ce nu cred că se va întâmpla, vor avea nota 10. Astă seară am dansat în familie. Pentru toată desfășurarea de forțe, Oana primește 39 de puncte și preia conducerea. Nu-i rău, bebe? A fost cea mai tare seară ever pentru mine, pentru că am avut în primul rând foarte mulți oameni invitați la mine acasă. Nu am avut niciodată atâți invitați, echipă de filmare. Nu am arătat nimănui casa în afară de prietena mea cea mai bună și câțiva prieteni apropiați. Nu știe nimeni ce se întâmplă la mine acasă. Am redecorat în ultimul moment, am zugrăvit, am pus tablouri, m-am așteptat ca totul să fie bine și potrivit pentru musafirii mei, să nu se supere, să nu-i deranjeze nimic, să se simtă bine, să danseze. Oana, vreau să spun
intră de tine. Astăzi ai gătit cum nu se putea mai bine. Nu știu ce părere a Horia, nici nu mă interesează momentul de față, pentru că eu sunt foarte mândră de tine.